Bună seara, doamnelor și domnilor! Cercetările din dosarul Jaful Secolului tulbură scena politică din Republica Moldova. Liberal-democratul Vlad Filat a fost chemat în fața procurorilor. Partidul pe care îl conduce a fost părăsit de un membru important. Între timp se tărăminează formarea noii coaliții de guvernare. Facem o radiografie a zilei la emisiunea Punctul pe Azi cu invitatul meu din această seară, care este Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara, domnule Mihăieș! Bună seara, bine v-am găsit! Ați venit la TVR Moldova, domnule Mihăieș, într-o perioadă destul de complicată pentru politicul din Republica Moldova. Iată, vedem scindări sau subțieri de a Partidului Liberal-Democrat. Nicolae Juravski a părăsit atât grupul parlamentar cât și formațiunea. Cum credeți, în ce măsură va influența cursul negocierilor această plecare? Eu cred că această plecare a domnului Juravski ar putea influența decisiv aceste negocieri și vă spun de ce. În condițiile în care au mai rămas doar 52 de mandate pentru a crea o coaliție majoritară pro-europeană în formatul PD plus PDM plus PL, cred că cei care negociază trebuie să-și pună o întrebare rezonabilă. 52 de mandate este o majoritate suficientă pentru a avea o guvernare stabilă, pentru a constitui o guvernare serioasă și stabilă? Eu cred că răspunsul este la suprafață. Nu. Nu trebuie neglijate cele trei mandate pro-europene și deja sunt trei mandate plecate de la PLDV, și anume domnul Leancă împreună cu domnul Karpov și cu domnul Juravski. Se impune, din punctul meu de vedere, în mod logic și de urgență chiar, cu optarea celor trei deputați, care chiar dacă nu reprezintă un partid politic, sunt totuși trei deputați și în condițiile actuale contează fiecare deputat, fiecare vot, și în condițiile actuale există necesitatea de a coopta acest grup la negocieri și de oferit acestui grup posibilitatea să-și expună punctul de vedere asupra programului de guvernare. Referitor la cooptarea acestor trei, Leancă, da, Karpov și iată și Juravski de astăzi, liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a declarat că după ce va fi semnat acordul și parafat acest acord politic între cele trei partide pro-europene, cei trei lideri pro-europeni îi vor chema pe partenerii lor neafiliați pentru a discuta în privința unei eventuale cooptări la guvernare. Cooptarea la guvernare este un subiect important, dar din punctul meu de vedere, mult mai important este ca cei trei deputați să-și poată expune opinia privind programul de guvernare. Aici sunt câteva posibilități de a coopera cu acest grup din trei deputați, care pe viitor să știe că vor forma Partidul Popular European. Sau cooptarea lor la guvernare, sau pur și simplu oferirea posibilității ca acești trei deputați, chiar dacă nu vor avea reprezentanți în cadrul guvernului, să aibă posibilitatea să-și expună opiniile prin programul de guvernare, poate că să aibă chiar și anumite, eu știu, anumite inserturi în acest program de guvernare, anumite propuneri pentru a îmbunătăți programul de guvernare. Atât aici cred că este important, din punctul meu de vedere, să nu se rateze această șansă, pentru că dacă se va forma un program de guvernare fără ca acești deputați să participe, ei vor avea tot dreptul legitim să nu voteze componența guvernului și programul de guvernare, să își păstreze rezerva de a vota împreună cu majoritatea care se va forma unele proiecte. Și aceasta, din punctul meu de vedere, este varianta de nedorit, varianta de evitat. Opinia mea fermă este că acest grup trebuie invitat de urgență, chiar astăzi seara, ca să-și expună, să facă cunoștință cu ce au deja, ce au lucrat până acum experții și documentele care sunt deja elaborate, să-și expună până mâine dimineața opiniile privind aceste documente, să vină cu anumite îmbunătățiri aceste documente și ca să voteze programul de guvernare, să voteze componența guvernului. Repet, nu este obligatoriu ca ei să participe cu ministrul sau cu reprezentanții. În actul propriu-zis al guvernului. Dar este important ca ei să participe la formarea... E adevărat, domnul Mihăieș, dar da, iată, Partidul Liberal Democrat a reacționat la plecarea domnului Juravski, iar domnul Juravski eventual va face parte din acest grup. Deja face parte, l-a anunțat că raliază. Așa. Și atunci cum Filat se va asocia cu Juravski, care a calificat această plecare drept un gest de trădare și act de corupție politică? Este
adevărat că acum predomină emoțiile, dar calculul rațional impune ca cei trei deputați să fie cooptați, pentru că noi nu cunoaștem ce se va întâmpla în viitor. Dacă această coaliție de 52 de mandate va putea să fie una funcțională, s-ar putea întâmpla ca să mai plece unul sau doi deputați dintre componentele acestei coaliții și atunci ea va rămâne fără majoritate parlamentară și oricum va ajunge la faptul că va avea nevoie de susținerea grupului Leancă. De ce să nu preîntâmpinăm această problemă? Din punctul meu de vedere, politicienii noștri trebuie să fie maturi, trebuie să fie raționale. Da, eu înțeleg pe domnul Felat că el are o problemă, că au plecat trei deputați din fracțiune, dar situația trebuie gestionată într-un mod rațional, într-un mod calm, astfel încât, dacă ne pornim la drum cu o nouă alianță pro-europeană, ea să aibă o minimă rezervă de deputați în Parlament care să poată să-i ofere o stabilitate acestei construcții. Știi, sigur, această stabilitate. Exact. Până la urmă, cum credeți, ce a stat la baza plecării lui Juravski din partid? Este evident că în PLDM se preconiza un conflict legat de faptul că Iurie Leancă nu a fost ales premier. Iurie Leancă a plecat acuzând PLDM-ul de colaborare cu comuniști, ne aducem bine aminte. Și este evident că în PLDM există simpatizanța lui domnul Leancă. Asta se știe de mulți ani. Deja putem să spunem lucrul ăsta de mulți ani. Și domnul Juravski a și menționat că el raliază la grupul Leancă. Până la urmă, scisiunea din PLDM este una previzibilă, nu este ceva care s-a întâmplat, care să uimească opinia publică. Confruntarea dintre Filat și Leancă abia începe și am văzut și alegeri locale că partidul, platforma populară Iurie Leancă a reușit cel puțin în Chișinău să strâmtoreze substanțial voturile PLDM-ului. Această concurență se va amplifica în anii următori și va domina, într-un fel sau altul, scena de centru-dreapta a vieții politice. Mi s-a părut o declarație foarte importantă și interesantă în același timp a domnului Filat, referitor la această plecare. Citez, sponsorii acestei acțiuni nu înțeleg că prin traseism și corupere nu poate fi construit un viitor european. Este evident și beneficiarul adevărat al acestei acțiuni. Cum putem descifra aceste afirmații? Este cumva implicat aici și un actor al discuțiilor actuale privind formarea unei coaliții? Nu, eu cred că domnul Filat încearcă să caute vinovatul acolo unde el nu există. Repet, fenomenul scindării PLDM-ului este unul logic și este unul care are la bază conflictul între domnul Filat și domnul Leancă. Domnul Filat trebuie să înțeleagă că domnul Leancă are un program politic distinct decât PLDM-ul, nu a acceptat să colaboreze cu comuniștii, are o poziție mai intransigentă, mai de dreapta decât PLDM-ul pe anumite subiecte și o parte din PLDM vor migra către acest pol, către acest lider. Să acuzi pe cineva din exterior că face corupție politică, mi se pare o încercare de a tensiona situația. Bun, aici probabil domnul Filat a insinuat la anumiți actori din actuala componența discuțiilor privind formarea Nu este o poziție care poate consolida pozițiile domnului Filat personal și a PLDM-ului în negocieri. Încercarea de a învinui pe cineva din actuale jucători politici de plecarea domnului Juravski și de formarea și de întărirea grupului Leancă. Grupul Leancă este, repet, în mod obiectiv, el a apărut pe scena politică atunci când PLDM-ul a decis să facă o alianță cu comuniștii. Cu comuniști. Exact. Cum credeți, în perioada imediat următoare, vor mai urma plecări din PLDM? Pentru că se vehiculează, cel puțin am citit astăzi, că săptămâna viitoare încă două nume se vor desprinde din Partidul Liberal Democrat. Repet, opinia mea este că între Leancă și Filat va fi o confruntare în următorii ani foarte și foarte dură. Este evident că se poate întâmpla și viceversa. O parte din oamenii care au raliat la început a domnului Leancă s-ar putea întoarce în PLDM, iar o parte din oamenii care mai sunt astăzi în PLDM pot să plece spre grupul Leancă. Deci este o mișcare reciprocă și o să vedem că cel puțin în timpul cel mai apropiat o să mai fie plecări de diverse calibre, de divers nivel. Poate să fie și consilieri municipali, pot să fie și consilieri de nivelul 2, pot să fie deputați în Parlament. Opinia mea fermă, repet, este că între grupul Leancă și grupul Filat se declanșează o luptă principială și ea va dura ani buni de zile. Nu este ceva nou în politica moldovenească. Noi am mai avut scindări în partide. Ne aducem aminte că anterior domnul Filat a plecat din Partidul Democrat
Exact. În 2007 da. S-a fondat Partidul Liberal Democrat și aceste partide au fost într-o confruntare deschisă până în 2013, inclusiv luna mai. Abia în luna mai s-a atins un oarecare consens între PD și PLDM în sensul care ceea ce a făcut posibilă investirea guvernului Leancă, dacă vă aduceți aminte. Deci da. Politica întotdeauna este dominată de conflicte între partide, pentru influență, pentru electorat, și nu este nimic nou în conflictul între Leancă și Filat. Un eveniment destul de important a avut loc astăzi, iar referitor la Filat, acesta, inclusiv Ilan Șor, au fost citați la procuratură să dea depoziții pe marginea dosarului Băncii de Economie. Vlad Filat a insistat când a răspuns întrebărilor jurnaliștilor că el a răspuns acestor întrebări în fața procurorilor, de altfel cum au fost citați și foarte, foarte multe persoane în acest caz. Cum credeți, de ce a insistat pe acest? A repetat de câteva ori, anume că nu doar el este implicat și nu doar el a fost citat, dar au fost citați și mai mulți oameni. Este adevărat că acest dosar al Băncii de Economie este cel mai important dosar care îl avem astăzi pe rol în Republica Moldova. Sunt deja multe persoane reținute, puse sub învinuire. Ne așteptăm ca episod după episod să fie transmise dosarele în judecată, astfel încât și instanța judecătorească să-și expună sentința sau de achitare sau de condamnare după caz. Bineînțeles că invitarea polițienilor în toiul negocierilor putea să trezească anumite întrebări la procuratură. Din punctul meu de vedere, nu cred că putem să acuzăm procuratura de încercarea de a influența procesul de negociere între partide. Așa. Dosarul penal trebuie să-și urmeze drumul său, iar polițienii, inclusiv și Vlad Filat, și Vlad Plahotniuc, și Dodon, și Grecian, și mulți alții care au fost invitați la procuratură, sunt deputați, au imunitate, nimeni nu-i poate aresta sau reține să le influențeze într-un fel sau altul opiniile politice. Dar pentru noi, pentru întreaga societate, este important ca toți cei care, într-un fel sau altul, cunosc ceva despre aceste dosare, despre aceste evenimente legate de Banca de Economie, de celelalte două bănci, de scoaterea banilor psihotare, să fie invitați la procuratură și să spună ceea ce cunosc. Astfel încât să fie constituit un tablou cât mai adecvat și mai amplu, ca să poată să fie atrași la răspundere penală toți cei care, într-un fel sau altul, sunt declarați vinovați pentru aceste delapidări. Domnule Mihaieș, dacă ne referim la crearea noi alianțe, iată, vedem zile întregi, ăștia trei negociază, își iau pauze, astăzi la fel au negociat și au luat pauză, acum au revenit din pauză la masa de discuții. De ce se tot tărăgânează? Pentru că miza este foarte importantă, pentru că aceste trei partide se cunosc foarte bine și ele, să nu uităm că aceste trei partide au avut un război fratrecit, dacă pot să mă exprim așa, de uzură și de durată, până în luna mai 2013, atunci când a fost investit cu susținerea unor comisari europeni guvernul Leancă. Apoi a urmat o pauză și războiul s-a reluat pe anumite etape, nu la aceeași intensitate, bineînțeles, după alegerile din 30 noiembrie 2014. Uh-huh. În rezultat, PL-ul nu a nimerit în acea garnitură, a fost înlocuit cu Partidul Comuniștilor. Acum este o încercare de a readuce PL-ul în formatul clasic pro-european. Nu este ușor de armonizat relația dintre aceste trei partide, pentru că ele totuși sunt diferite. Au și programe diferite, au și opinii diferite. Și opinii primind la fel. Domnul Mihaieș, credeți că numele viitorului premier, într-un fel sau altul, blochează aceste sau anunțarea formării coaliției? Cine va fi noul premier? Cum credeți? Se discută de acolo? Fapt, numele de a fost identificat? Aveți dreptate. Ei trebuiau să înceapă de la început și conform Constituției trebuiau să identifice mai întâi figura unui premier, să obțină acordul președintelui care să-l numească candidat pentru funcție și apoi candidatul respectiv să vină să negocieze cu partidele. Era mult mai ușor procesul. Deci au mers de la capăt spre început, au început să discute mai întâi programul ca să ajungă la premier. Dodon a declarat că persoane din prima linie a PD-ului i-au propus să fie premier în cazul unei coaliții de stânga, PSRM, PCRM-PD. Eu cred că Dodon a venit cu această declarație ca să încerce să tergiverseze sau să blocheze formarea unei coaliții pro-europene, ca să introducă între participanții în aceste discuții anumite animozități
și este o declarație speculativă, dar realitatea este că, într-adevăr, s-a ajuns la faptul că, așa cum a spus și domnul Filat, și domnul Lupu, și domnul Ghimpu, se negociază de la zero. Deci, tocmai de asta procesul durează, pentru că s-ar putea întâmpla ca Partidul, de exemplu, liberal-democrat, să nu mai opteze pentru funcția de premier, dar să opteze pentru funcția de speaker. În schimb, Partidul Democrat să obțină funcția de premier. Și aici discuțiile nu s-au finalizat. Eu cred că astăzi, până seara târziu, partidele trebuie să stea la negocieri până nu ajung la formula. Aveți un nume? Cum credeți? Eu cred că domnul Filat nu are nicio șansă să devină premier și dacă va insista și dacă partidul va susține, va bloca definitiv procesul de negocieri. Din ceea ce cunosc eu, primele figuri, nici de data asta nu ar trebui și nu să vină în funcție. Să vină în funcție, va trebui primele figuri să coordoneze procesul. Eu vă mulțumesc, domnule Mihaiș, pentru participare la emisiune. Doamne și domnilor, ne revedem mâine la aceeași oră. Toate bune!